serioși. Ce s-a întâmplat? Cam greu de explicat. De ce? Am avut un vis ciudat. Un vis? Da, un vis greu de explicat pe cuvinte. Ok. Deci o să vă desenez. Ok, aștept să văd. Domnule profesor, cam asta mi-aduc aminte din ce am visat. Ia să vedem despre ce este vorba. Vă zice ceva? Cred că am mai văzut asta undeva. Așteptați o clipă. Ia veniți mai aproape. Ceea ce ai visat tu se referă la o legendă veche care am găsit-o scris în această carte care o am de mult, și anume se referă la potirul care îți dă puterea să vezi dincolo de ce se vede. Nu știu dacă înțelegi. Dar crede atunci când îl vei găsi, vei ști despre ce vorbesc. Suntem aproape. Profesorul a avut dreptate. Cu siguranță că acesta este locul. Eu nu am fost de acord cu asta. Este ziua lucrului. Să fie adevărată povestea? Nu știu. Rămâne de văzut. Cum putem verifica? După cum scrie aici, aceasta este ziua. Am început și eu să cred povestea asta. Sunt sigură că nu e doar o legendă. Nu am vrut să vă spun până acum, dar de mic am avut acest vis. De aceea am vrut să vin cu voi. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Strada este de negăsit. Haide să-l căutăm. Hai. L-am găsit! Veniți! Vlad! Ești bine? Zi ceva! Ești ok? Trezește-te, Vlad! Vlad, revino-ți! Ei, ușor, ușor! Ușor, ușor, ușor! Ești bine? Ești bine! Ce faci? Ce faci? Hai să-l ajutăm! Ce să faci? Wow! Wow! Ai reușit! Ai reușit, Vlad! Legenda este adevărată! Pocalul fermecat chiar există. Este chiar aici. Felicitări, Vlad! Este al tău. Tu l-ai găsit.